Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV și avem bucuria să ne aflăm într-o scurtă vizită în județul Covasna și bineînțeles că am ajuns în centrul comunității românești, la Biserica Ortodoxă, cu ocazia unei mari sărbători a românilor din această zonă. Este vorba de zilele Mitropolitului Andrei Șaguna. Bună ziua, domnul Ioan Lăcătușu, un veteran al comunității românești, un adevărat lider care de zeci de ani muncește pentru românii din zona aceasta. Bună ziua, bine ați venit la noi, vă așteptam de foarte mult timp și vă mulțumim bunului Dumnezeu să vă dea spor și sănătate în truda pe care o faceți pentru a pune la dispoziția publicului realități cunoscute sau mai puțin cunoscute din țara noastră. Noi am venit în special ca să cunoaștem realitățile din această zonă, pentru că, din păcate, nu sunt cunoscute. Românii din alte regiuni au oarecare preconcepții despre această zonă, ori prea bune, ori prea proaste, dar noi vrem să aflăm de la dumneavoastră care este situația românilor în acest moment. Și am avut o prelege foarte interesantă legată de demografia, în special a județului Covasna. După câte mi-a spus dumneavoastră, este o situație dramatică, pentru că, din păcate, acest județ, ca și județul Covasna, județul vecin, aceste județe se golesc de români. Da. Deci, în legătură cu informarea și sursele de informare, în spiritul adevărului, trebuie să spunem că istoriografia română nu a dat atenția cuvenită cunoașterii realităților din zona Arcului Carpatic, din zona în care românii sunt numeric minoritari. Au fost cu totul altele prioritățile. Doi, în legătură cu sursele de informare pentru publicul larg, cunoaștem cu toții ispitele care sunt în fața noastră recepționând mesajele din mass media, care în ceea ce face după legitățile ei, caută senzațional, servește interese diferite și de foarte multe ori n-au nimic comun cu adevărul. Cert este că prejudecățile, clișeile despre prezența și dăinuirea românilor aici nu sunt de ieri, de astăzi. Sunt de foarte mult timp și doar cei care au avut prilejul să lucreze perioada de timp, să aibă rude aici, să cunoască de la fața locului, au început să priceapă, să înțeleagă realitățile complexe care sunt în zonă. Deci, din punctul nostru de vedere, ne aflăm în centrul României, în județele Covasna și Arghita, singurele județe din România în care românii de naționalitate română sunt numeric minoritari. Și de aici toate consecințele care decurg în plan practic, concret. Deci vă spuneam că pregătirea dezbaterilor din cadrul manifestărilor zilelor Andrei Șaguna ne-a permis să actualizăm baza noastră de date. Și o primă concluzie îngrijorătoare este faptul că în ultimii 30 de ani populația județelor, populația românească din județele Covasna și Arghita a scăzut cu 30.000, deci într-un an și 1.000 de români. Deci dacă în 1992 în cele două județe trăiau 104.000 de români, astăzi mai trăiesc 72.000. Deci, de aici încep toate celelalte probleme. Dar vreau să fac o mențiune. Când vorbim de românii din Covasna și Arghita, nu vorbim de ceva abstract. Din perspectiva abitatului, a localităților în care trăiesc, sunt trei categorii. Localitățile monoetnice românești care se află
la poalele munților de curbură, de la Borsec, de la Bilbor, Borsec, Tulgeș și până la Prescu, Valea Mare, sita Buzăului și întorsura Buzăului. Aceste localități și-au păstrat, deci, ritmul și-au fost supuse ca procese demografice a ceea ce au fost întâmplat peste în tot. România. Da. Deci peste tot. Comunități compacte, adică sunt. Da. Deci și aici am asistat la o plecare masivă a românilor în Occident și așa mai departe. Există a doua categorie, localități etnic mixte, în care populația românească cu cea maghiară e sensibil egală și există o conviețuire constructivă în care românii știu maghiara, maghiara știu maghiara, știu româna, există o anumită întrecere tacită, mutuală, în ceea ce înseamnă prezența în spațiu public, perpetuarea și învățarea tradițiilor, etc. Constructivă, este de fapt o concurență constructivă. Exact. Dar, din păcate, numărul acestor localități este redus. Și marea masă a localităților din centrul, așa zisei, secuimi, în care populația românească s-a pierdut. Care sunt cauzele? Deci, ele sunt multiple. Ele vin din istorie. Unu, întotdeauna aceste comunități au fost numeric mai restrânse decât comunitățile maghiare, dar cea mai important lucru, statutul românii până la Revoluția 1848 au fost în majoritate sclavi, iar secuii au avut organizarea de tip militar, privilegiile care erau date după ce venirea lor în secolul 13, 12, 13, în curvura Carpaților, într-un teritoriu recine, care după țara Hațegului a avut cele mai multe cetăți dacice și castre romane. Deci, din acest punct de vedere, într-o primă etapă, maghiarizarea, deznaționalizarea românilor a fost pe cale pașnică și a fost datorată statutului social al românilor. Da, care a ajuns jos. Jos, față de... Da, față de și s-a întâmplat și s-a întâmplat toată Transilvania. Niște familii de români, când au fost înnobilate, în primul rând datorită vitejiei românilor în lupte, au trecut automat la religia receptă ca să fie acceptat. Să aibă drepturi. Ca să obțină drepturile. Și să fie egal cu ceilalți, de același rang cu ei. Au fost nevoiți, da. Și cea mai mare problemă a fost apartenența la ortodoxie ca religie nereceptă, nerecunoscută. Doar tolerat. Și mai ales după Iosif al II-lea și după decretul de toleranță de 1784, când românii au avut dreptul să-și construiască biserici din piatră. Până atunci, nu. Din acest punct de vedere, după constituirea, după înființarea Imperiului Austro-Ungar, ne-am trezut într-un imperiu în care atât ungurii în Ungaria Mare, cât și austriecii, erau numeric minoritari. Și atunci au adoptat cunoscutele legi de maghiarizare forțată. Până la 1918. Da. Sunt atât de bine cunoscute încât nu insist. Da. Cert este că, apropo de ceea ce a prezentat colegul în expoziție cu bisericile. De bisericile care au dispărut. Au dispărut mai multe după 1918. De ce? Deci, a fost momentul după dictatul la Viena. Da, atunci au fost dărâmate foarte multe biserici românești și românii atunci au dispărut. Deci, pe două căi, cei care venise cu servicii militare, funcționare, muncitorii la fabricile de tutun din zonă, la unitățile turistice,
au fost obligați să plece, iar localnicii, care erau cunoscători de maghiară, au fost trecuți cu forța la, mai ales la credințele, religiile romano-catolice și așa mai departe. Deci, ca să-i forțeze și mai mult pe români să plece, așa, au dărâmat biserica, pentru că asta, comunitatea românească era construită în jurul bisericii ortodoxe. Și au dărâmat biserica ca să șteargă toate urmele de români. Mai este un tâlc aici. Până în 1918, bisericuța, românii locuiau în cartiere mărginașe. Imaginea orașului. Spre păduri. Și bisericuțele lor erau la fel. În timpul României Mari, românii au îndrăznit să-și construiască biserici în centrul localităților. Lucru care n-a fost acceptat. Și a fost una din cauzele pentru care au fost demolate. Da, dar vedeți dumneavoastră... Ca să fie alungați din nou în păduri. Ne aflăm la muzeul care se află la subsolul Catedralei Ortodoxe din Sfântul Gheorghe. Lăcaș de cult impunător. Deci, cu arhitectură neobizantină, cu pictură excepțională. Început în... I s-a pus piatra de temelie în septembrie 39, până în septembrie 40, până la dictat, a fost înălțată până la turle, și timp de 40 de ani a rămas în ruină. Crescuse pomii în altar. S-au făcut eforturi pentru demolare, pentru transformare în ateneu popular, pentru. Datorită ierarhilor de la Sibiu, o bună parte din zonă, vezi, mitropolitul Nicolae Colan, a dezeniei cu care românii localnici, în pofida regimului ateist comunist, au susținut menținerea acesteia, a făcut posibil ca în 1972 să se primească aprobare de continuare a lucrărilor. A venit la cârma protopopiatului un protopop de mare ispravă, Părintele Pompiliu Dumbravă, și astfel, în 15 mai 1984, când în București se dărmau biserici, aici a fost sfințită. Cum? Din 72 până în 85, în 84, până în 83, că am sărbătorit acum 40 de ani, deci toate bisericile din Ardeal au dat 2% din veniturile sale ridicării acestei catedrale. Am vorbit astăzi despre solidaritate. Un exemplu mai frumos de solidaritate nu există. Și revenind la prioritățile noastre, ale românilor de aici, deci una din consecințele cele mai grave ale ponderii numerice reduse în totalul populației județului o reprezintă faptul că nu suntem reprezentați în consiliile locale. Exact. Deci nu avem acces la puterea locală. Ori trendul este întărirea deci factorilor autonomiei locale în sensul bun, nu etnic. Și atunci noi lipsim. Deci românii nu sunt reprezentați în aceste consilii, în consilii la nivelul autorităților locale, și deși nu are cine să reprezinte interesele la nivelul. Deci vă dați seama că noi de 30 de ani, cu excepția la primii ani după Revoluție, am avut 2 ani, 2 viceprimari la Sfântul Gheorghe și un vicepreședinte la Consiliul Județean. Și de atunci noi nu avem niciun reprezentant al românilor în conducerile județelor, în consiliile județene, mă refer la partea executivă. Din vot ieșim. Și eu am fost consilier județean independent în legislatura 96-2000. Speranțele au fost extraordinare și propunerile, dar votul etnic este o ghilotină. Am reușit o performanță, am înfrățit județul Covasna cu județul Chișinău. Și ce credeți că s-a întâmplat? A venit Voronin în Basarabia, a desfințat județele și am rămas fără înfrățirea respectivă. Un exemplu mărunt, dar pe fond, noi nu putem să dăm denumirea
unei, unei personalități românești, unei străzi. Da, da, da. Nu putem acum să obținem autorizații pentru ridicarea unui bust al poetului Mihai Eminescu. Și exemple s-ar putea da. Pentru că, repet, încă o dată, există această expresie. Noi avem pâinea și cuțitul în mână, noi avem puterea locală, ne realizăm impetrițile, iar când e vorba de combinații politice, și de asta știți foarte bine, și de slăbiciunile clasei politice române. Da, da, da. Există o glumă în popor. Știți de ce se fac alegeri în România? Ca să știm cu cine va vota, da, cu ce partid va vota UDMR. Deci, din acest punct de vedere, fără a intra în dispute politice, trebuie să spunem adevărul. UDMR joacă cartea lui și joacă bine interesele, este foarte bine sfătuit, stipendiat și de la Budapesta și în același timp, deci noi, pe lângă acest factor obiectiv, cu, suntem puțini, suntem români și avem aceleași necazuri și păcate care le sunt în general în România. Vezi dezbinarea, vezi interesele partizane. Cum ați vedea dumneavoastră, ar fi necesar în această zonă care este specifică în toată România să fie reprezentanți de drept în cadrul autorităților locale? Pentru că noi am militat, am avut reprezentanți de drept, ați văzut, ale comunităților, a tuturor comunităților, deși, mă rog, la vot oricum nu intrau în Parlament și avem reprezentanții minorităților, 13 minorități în Parlament. Nu vorbim, bineînțeles, aici de minoritate românească, dar este vorba de reprezentare de drept a românilor, a intereselor românilor în fiecare localitate în parte. Acolo unde există românii. Domnule Costel, există câteva posibilități, numai să există voință politică. Da, da. Un prim lucru, un schimb de experiență pe această temă cu cei din Cehia. Cehia și Slovacia mai ales, Slovacia, are o regiune, Covasna, Harghita, în care deci ungurii sunt numeric majoritari la granița cu Ungaria. Și totuși, prin vizitele făcute în deci particulare, deci acolo datele problemei sunt cu totul altele. Deci în sensul că nu te simți că ești străin în țara ta, cum se întâmplă la noi. Mâine vom discuta despre cartea profesorului Scurtu de amintiri. De amintiri, memorizare. Profesorul Scurtu, spre cinstea dumnealui, când a fost în vizită în zonă, turist, și a văzut la Praiți sau la Corund târgurile în care erau numai hărți cu Ungaria Mare. Trebuie să suntem stat fără... Deci sat fără câini. Deci niște lucruri care... Nu ce să menajeze sensibilități, ce să facă cu un pic de înțelegere. Sunt afișe întregi ale unor instituții de cultură maghiară care niciun cuvânt nu-i românesc. Este sfidător din punctul acesta de vedere. Vreau să fac o precizare. La nivelul oamenilor de rând, noi ne înțelegem foarte bine. Secui maghiarii din această zonă, ca în general din asta, sunt oameni harnici, sunt oameni gospodari, sunt parteneri de afaceri deosebiți, de pragmatici, de cum respectă condițiile. Unde este hiba? Deci și ei sunt ușor manipulați. E vorba de interesul politic, deci. Primează. Nu știu prea mult ce le aduce autonomia, dar vor autonomie, că așa vor de acolo. Și există această problemă, jocul foarte bine făcut de statul maghiar. Deci, într-un an, la Universitatea de Vară Izvorul Mureșului, Angela Bărsan, care era corespondentă a Radio Televiziunii României, i-a zis președintelui Băsescu: domnul președinte, eu cunosc mai bine membrii Guvernului Ungariei decât pe membrii guvernului țării mele.
Nu vine un ministru român din an în pas când vine și cum vine. Spre, cu excepțiile cunoscute. Vezi domnul academician Nicolae Noica, care face cât peste câteva zile o frumoasă vârstă de pe acum, mai spunem la mulți ani, când era ministru în perioada 96-2000, când venea în zonă și ridicam o problemă, o realiza. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt excepții. Domnul Dorneanu este fiul al locului din Comuna Corbu. Ne ajută prin societății civile și exemple ar putea continua. Dar acestea sunt flori rare, nu sunt aranjamente definitive puse în cadrul legilor. Deci eu nu sunt acum să spun că pot scoate din buzunar o formulă care este fezabilă, dar sunt convins că se pot găsi soluții. Și se pot îndepărta aceste chestiuni. Este o soluție care rezolvă radical și definitiv această problemă. O nouă reîmpărțire administrativ-teritorială. Da. Nu. Văd că se discută despre acest subiect. O să vedem ce se întâmple. Mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Și o să ridicăm și noi aceste probleme la București. Sper să audă o țară întreagă care sunt problemele specifice acestor două județe și să înțelegem că este nevoie de o implicare și de un ajutor deosebit asigurat comunității românești din Harghita și Covasna. Eu vă mulțumesc și vreau să fac două precizări scurte. Unu, în strategia noastră de supraviețuire etnică în această zonă, avem deci în vizor trei modalități. Prin noi înșine, prin stimularea solidarității românilor de pretutindeni cu românii din zonă și prin obligarea guvernului să elaboreze o strategie de dezvoltare economico-socială a acestei zone superbe din mijlocul țării, nu împotriva cuiva, ci pentru a stopa crearea unei enclave etnice și a realiza o dezvoltare armonioasă. Avem resursele din turism, avem atâtea lucruri care pot fi puse în valoare la acest mod și sunt convins că va veni timpul când se va conștientiza faptul că nici românilor, nici maghiarilor nu le va fi bine dacă în mijlocul României, în inima României, va exista o entitate străină. Am spus odată, dacă această entitate enclavă se va crea, inima va fi bolnavă și dacă e bolnavă inima, va fi bolnavă și țara. Da, da, exact. Deci, români, veniți în județul Covasna, pentru că este un județ superb, sunt oameni foarte binevoitori, niște gazde extraordinare și putem ajuta așa și această zonă care pare, cel puțin în acest moment, pare părăsită de guvernul de la București. Mulțumim, la revedere!